Un consilier local din Mediaș a propus ca toți câinii vagabonzi să fie operați în ideea secționării corzilor vocale a acestora. Propunerea este criticată cu vehemență de către Colegiul Medicilor Veterinari din Sibiu. Se atrage atenția că este ilegală propunerea consilierului municipal de la Mediaș, care dorește operarea câinilor pentru ca aceștia să latre încet, fiind caz penal dacă cineva încearcă secționarea corzilor vocale ale câinilor, cu alt scop decât medical. Întrebat cum i-a venit ideea să propună una astfel de proiect, Ciulia a răspuns Locuiesc la curte și nu numai eu, personal, sunt deranjat de câini și vecinii mei sunt deranjați de câinii vecinilor care au această problemă și latră în neștire. Acesta este optimist și crede că propunerea sa are șanse chiar să primească amendamente mai plauzibile și mai inteligente.